Bună ziua! În acest tutorial video am să vă arăt cum puteți să modificați fundalul prezentării dumneavoastră. Dumneavoastră ați selectat în prealabil o temă pe care ați aplicat-o prezentării. Dacă această temă doriți să o particularizați, respectiv să-i modificați fundalul, pentru asta mergeți în meniul Slide, iar aici aveți opțiunea Change Background. Făcând click, vi se va deschide o casetă nouă, unde aveți posibilitatea să modificați, în primul rând, culoarea de fundal. Făcând click aici, aveți opțiunea să selectați o altă culoare pe care să o aplicați prezentării dumneavoastră. Odată ce ați selectat culoarea, aveți opțiunea să apăsați pe butonul Done sau Apply to All. Dacă apăsați pe butonul Done, această culoare va fi modificată doar pentru slide-ul pe care l-ați selectat. Dacă, în schimb, selectați Apply to All, va fi aplicat acest fundal pentru toate slide-urile din prezentarea dumneavoastră. Facem click pe butonul Apply to All și, din câte putem observa, pentru toate slide-urile a fost modificat fundalul. De asemenea, dumneavoastră puteți să adăugați pe fundalul prezentării o imagine. La fel, din meniul Slide, Change Background și aici aveți opțiunea de Image. Făcând click pe butonul Choose, dumneavoastră aveți posibilitatea să încărcați o imagine din calculatorul dumneavoastră, să realizați o fotografie instantă, să încărcați o imagine folosind vă de un URL sau o imagine pe care o aveți încărcată într-unul dintre albumele dumneavoastră din Drive. Eu voi încărca o imagine din calculator. Selectăm imaginea. Open. Se va încărca. Și la fel ca și la culoare, acum avem două opțiuni. Apăsăm butonul Done și imaginea va fi aplicată ca fundal pentru slide-ul selectat sau Apply to All și va fi aplicată ca și fundal pentru toate slide-urile din prezentare. Eu îi voi da butonul Done și, din câte puteți observa, a fost aplicată doar pentru slide-ul selectat. În orice moment, dumneavoastră puteți să vă întoarceți la setările implicite ale temei pe care ați selectat-o. Pentru asta, din meniul Slide, Change Background și aveți opțiunea Reset to Theme. Dacă apăsați pe butonul Reset de resetare, va reseta toate formatările pe care dumneavoastră le-ați făcut. La fel, puteți să aplicați Done sau să aplicați Done și aplicați pe slide-ul selectat sau Apply to All și aplicați această modificare pentru toate slide-urile. Succes!